Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își peaptă năpetele. De dragul Mariei și-a Mântuitorului, ucește pe cerul o stea călătorului. Atmosfera sărbătorilor de iarnă a fost adusă în uzdin de cete de colindători, coruri bisericești, mici recitatori și colindători veniți din Straja, Iancait, Timișoara, Săcălaz, Comloșul Mare, Buziaș, Șopotul Vechi, Bozovici și Uzdin. În deschiderea evenimentului de înaltă încărcătură emoțională, asistența a fost salutată de președintele Societății Literar-Artistice Tibiscus, Vasile Barbu. Stimi și oaspeți personalități care ne fac cinste că sunt prezenți la manifestarea noastră, cea mai veche de altfel manifestare ce ține de păstrarea sfintelor noastre sărbători de iarnă, care este festivalul Fie în veci de veci lăudat. Gheorghe Rancu, redactor șef al revistei Almășul din Șopotul Vechi, de altfel cetățean de onoare al Uzdinului, a salutat pe cei prezenți în numele cete de colindători venite din Bozovici. Sunt aici în calitate de cetățean al Uzdinului și sunt mândru că port această cinste de vreo câțiva ani buni. Dar cum nu venim cu mâna goală, am venit cu un grup al liceului Ieftime Murgu din Bozovici. Daniela Radu a dat citire scrisorii trimise de doamna Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, care, din motive obiective, nu a putut fi prezentă fizic la eveniment, dar a încredințat publicul și colindătorii că este cu sufletul alături de ei. Dragii mei români, vă rog să mă credeți că îmi pare rău că astăzi nu pot personal să vă spun bine ați venit în satul meu, la Tibiscusul nostru, și din motive obiective o fac în modul acesta, dar vă asigur că sufletul și gândul îmi este la voi. După seria de sărbători naționale, din ultima perioadă, a ajuns și ziua în care ne bucurăm și de festivalul nostru de datii. Societatea Literară Artistică Tibiscus și Uzdinenii, în fiecare an, ne dau posibilitatea să ne deschidem sufletul și să arătăm moșului cât am fost de buni. Ioan Ceama, vicepreședintele Societății Avrameancu, a ținut să evidențieze manifestările emblematice importante organizate cu multă pasiune de Societatea Literar-Artistică Tibiscus din Uzdin. Festivalul acesta de date și obiceiuri de iarnă, alături de acel concurs de recitatori, Buna Vestire, care se organizează de an bun aici la dumneavoastră, sunt două manifestări emblematice care ne ajută să menținem în cel mai înalt grad spiritualitatea noastră românească, identitatea noastră națională. Consulul general al României la Vârșeț, excelența sa, Nicolae Dan Constantin, a felicitat organizatorii cu dorința ca toți românii să se bucure de sărbători fericite. Pentru mine este o onoare să fiu din nou prezent în Comuna Uzdin, în rândul dumneavoastră. De fiecare dată mi-a făcut plăcere și consider întreg acest colectiv de organizatori și al evenimentului de astăzi și al celorlalte evenimente de până acum, ca fiind unul profesionist și cu foarte multă dăruire. Vreau să vă felicit pentru modul în care vă organizați, pentru faptul că mențineți Uzdinul la un standard ridicat. Acum că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, vă urez sărbători fericite alături de cei dragi de familie. Ediția 28-a a festivalului de datini și obiceiuri la români, Fie în veci de veci lăudat, a fost inaugurată de președintele Comunei Covăcița, Milan Garașevici. Dragii moi uzdinci, želim samo da vas pozdravim, velika mi je čast što danas mogu da otvorim ovaj festival
i želim da vam kažem da opština Kovačica uvek podržava ovakve manifestacije koje obogaćuju našu kulturnu tradiciju i našu kulturnu baštinu. Ujedno želim da iskoristim i ovu priliku da se zahvalim svim onima koji su učestvovali u organizaciji i doprinili do toga da ovaj festival dostigne ovakav nivo. Opština Kovačica će uvek podržavati ovakve manifestacije i sve one manifestacije koje obogaćuju naše kulturno blago.